Doamnelor și domnilor, mi-am propus astăzi să vorbesc ceva despre istoria cimitirului și a Bisericii Sfântul Ioan din Caransebeș. Dacă am reușit să fac această emisiune, trebuie să reamintesc numele domnului inginer Sârbu, care mi-a înfoliat toate documentele și hărțele și planșele și fotografiile respective. Iar colegul meu și colaborator, Doru Călina, dă viață, pune în scenă, cum s-ar zice, dă viață acestei emisiuni. La amândoi și pe această cale și de asta dată le aduc călduroase mulțumiri, pentru că mă înțeleg și mă ajută să pun în valoare documente mai puțin cunoscute despre istoria orașului Caransebeș. Așa cum vă spuneam, astăzi mi-am propus să vorbesc despre istoria cimitirului și a Bisericii Sfântul Ioan din Caransebeș. Pe peretele, înainte de a intra pe fosta casă mortoară, Constantin Călțun a pus roata vieții, adică arată fazele omului de la naștere până la moarte și jos în câteva versuri deosebit de frumoase legat de viața și activitatea oamenilor. Despre acest cimitir, Nicolae Iorga avea să spună că este un cimitir istoric. În 1906, când a venit în Caransebeș pentru prima dată Nicolae Iorga, sigur a stat de vorbă cu episcopul Nicolae Popea și cei care l-au însoțit l-au dus și în cimitir. A avut cuvinte deosebite pe care de altfel le-a și scris în cărțile sale, a avut cuvinte deosebite despre personalitățile înmormântate în cimitirul din Caransebeș. Sigur că grație domnului Ion Marcel Vela și a preasfinției sale, episcopul Caransebeșului Lucian Mic, s-a făcut această placă, putem să o numim chiar placă comemorativă, cu o însemnătate parte de oameni care sunt înmormântați în cimitir. Trecătorule, când te duci să pui, să te pleci în fața mormintelor familiei tale, oprește-te și în fața acestei plăci și roagă-te pentru memoria lor, pentru că au fost oameni care au slujit cu credință nația română, au slujit cu credință lupta pentru realizarea unității naționale, pentru păstrarea limbii române, pentru păstrarea nației, ca să nu fie ștearsă de pe fața pământului. Iată ce importanță are această placă pe care s-au înscris numele tuturor acelora care merită să nu fie dați uitării. În ceea ce privește biserica din cimitir, iată, aceasta este biserica din cimitir, sigur, apare aici din o altă ipostază și aici, în dreapta, jos, este crucea lui Răbăgia. Aceasta este crucea lui Răbăgia. Ce cu această cruce? Această cruce, învățătorul Pavel Jumanca mi-a spus că pe locul respectiv a fost vechea biserică din lemn și în momentul în care ea a fost demolată, în acest moment, pe locul respectiv, cum legile creștinești, se pune o cruce. Și domnul, fie iertat, Pavel Jumanca, îmi spunea că această cruce a fost pe vechea biserică.
Am citit recent pe internet că biserica a fost construită pe locul așa numitei opere de cor, a Horenbergului. Știm sigur că în momentul în care veteranii în 1688, iată pe generalul veteranii, a hotărât să refortifice cetatea Caransebeșului. Inginerul care era sprijinitorul lui de bază, inginerul Visconti, a făcut un plan cum să fie refortificată cetatea Caransebeșului. Aici este acea celebră operă de cor. Sigur, înaintașii noștri au pus pe planul orașului Caransebeș, au pus acest plan al lui Visconti. Adevărul care este? Că pe internet am găsit că în momentul când a fost demolată cetatea, pe opera de corn s-a zidit biserica. Adevărul este că această operă de corn nu a fost construită. Iată, am adus de la Viena. Acesta este planul lui Visconti cu opera de corn, iar aici nu apare opera de corn. Deci, cu alte cuvinte, ea nu s-a făcut și Biserica Sfântul Ioan Botezătorul a fost construită pe un teren viran. Ceea ce este demn de luat în seamă, că în această Sfântă Biserică sunt înmormântați doi episcopi ai Caransebeșului, respectiv episcopul Popazu, iată piatra de mormânt care se găsește în fața altarului, și, bineînțeles, episcopul Birdaș, Emilian Birdaș, care este înmormântat, cum intră în biserică, în partea stângă. Iată piatra de mormânt a episcopului Birdaș. Biserica a fost construită în anul 1780. Așa scriu documentele respective pe care eu le-am studiat și care mi-au stat la dispoziție. Acum să intrăm în biserică și să intrăm în niște amănunte foarte interesante legate de istoria acestei biserici. Ușile diaconești au fost pictate de Trifon Achimescu. Iată, aici este una din ușile împărătești, aici apare în ansamblu, iar aici, pe ușa din dreapta, se spune pictor Trifon Achimescu, pictor Mahler și Aurariu. Deci, cu alte cuvinte, este vorba de Trifon Achimescu, care este Mahler, adică zugrav, și aurar, adică făcea în aur. De altfel, ușile diaconești sunt poleite cu aur. Ceea ce este foarte interesant și demn de luat în seamă, problema lui Achimescu, iată aici este mormântul, la doi pași de biserică, piatra de mormânt, crucea de mormânt, al lui Trifon Achimescu, iată aici mai îndeaproape, și se arată jos că această cruce este ridicată, sau da, a fost ridicată de copiii lui. Lângă crucea lui Achimescu este crucea copilului lui Achimescu, care a ridicat această cruce. Mă opresc puțin asupra lui Achimescu, pentru că merită să luăm în seamă. Pe lângă faptul că era pictor și aurariu, și știm precis că această pictură a ușilor diaconești s-a făcut în 19 decembrie 1843. Iată, sunt niște date care le-am descoperit pe inscripțiile ce se găsesc pe cele două uși diaconești. Pe ușa din stânga, cum privim la spre altar, apare numele lui Trifon Achimescu, Mahler și Aurariu, iar pe ușa diaconească
din dreapta apare data de 19 decembrie 1843. Aș mai scoate în evidență o problemă deosebită. Am avut plăcerea ca în casa profesorului doctor în teologie Dimitrie Cioloca să pun mâna sa, în mâna mea, un ceaslov care a aparținut lui Trifon Achimescu. Ce a făcut Trifon Achimescu? Pe toate cuvintele sârbești a lipit pentițe de hârtie și au înlocuit cuvintele sârbești cu cuvinte de limba română scrise cu litere latine. Vedeți, dumneavoastră, deja avem de-a face cu oameni care păstrează și își dau seama că limba română trebuie să fie pusă la locul de cinste și în același timp să luptăm, să o iei pe problema respectivă, la anii respectivi, au luptat pentru păstrarea ființei naționale, pentru păstrarea religiei să se facă sub o altă egidă. Așa se face că împăratul în 1865 înființează sau dă dispoziții să se înființeze la cererea lui baronului Șaguna să înființeze episcopia de Caransebeș ca episcopie sufragană a mitropoliei Ardealului, atât sufragană era și episcopia de la Arad. Și vedeți dumneavoastră, sunt niște momente care zguduie puțin și ne gândim la acea perioadă în care cu vehemență s-a pus problema păstrării ființei naționale, păstrării purității limbii române, păstrării credinței creștin-ortodoxe. Iată, aceștia sunt oamenii pe care noi trebuie să-i cinstim și să le păstrăm vie memoria. Cum intri în biserică, în partea dreaptă, apare o serie întreagă de trei plăci de marmură care aparțin familiei Poșta. Iată, aici este biografia lui Poșta, aici este o altă placă cu familia Poșta. Ce este interesant? Poșta a fost un negustor și casa lui se găsește când te duci la piață, pe partea stângă, unde este grădinița. Ce rol a jucat acest Poșta, familia Poșta, în 1849? Trebuie să scoatem în evidență că a venit în Caransebeș Eftimie Murgu, iată pe Eftimie Murgu, a venit în Caransebeș și a zăbovit la familia Poșta. A ieșit în față, în stradă, și caransebeșenii, într-un număr extraordinar de mare, s-au adunat și l-au ascultat pe Eftimie Murgu, care și-a expus punctele de vedere legate de proclamația de la Lugoș din 1849. Sigur, această prezență a lui Eftimie Murgu la Caransebeș n-a fost pe placul autorităților militare. Iată, aici este un raport al autorităților militare care scot în evidență și îl numesc pe Eftimie Murgu buruiană veninoasă. Și sigur că el a fost expulzat din Caransebeș și a fost escortat până la Bamă, respectiv pe podul de la peste Timiș. Acolo pe stânga este Bama, a fost Bama orașului. Când a ajuns escorta și cu Eftimie Murgu la această Bamă, Poșta l-a ajuns din urmă și i-a înmânat adeziunea caransebeșenilor la proclamația lui Murgu de la Lugoj. Aș mai scoate în evidență faptul că mama lui Eftimie Murgu a stat în Caransebeș, este de fapt înmormântată. Iată, aici este crucea
mamei lui Eftimie Murgu. Ce scrie pe cruce? Aici zace cu umbria Murgu, văduva locotenentului primar Simu Murgu, reposată în 28 ianuarie 1870, în etate de 81 de ani, în memoria perpetuie de fica credincioasă Versavia, văduva locotenentului dascălu, fiei țărâna ușoară. Unde a fost acest loc pe care și-a, când eram eu copil, acolo era pe un spațiu viran, era locul unde ne adunam străjerii. Iată, pe colț aici, în strada Dealului, unde este magazinul Sedra, toate aceste locuri erau casele lui fica lui Eftimie Murgu. Fica lui, nu Eftimie Murgu, fica lui Versavia. Și ce e interesant, că mama lui Eftimie Murgu a ținut foarte mult la fiul ei și a militat pentru eliberarea lui din detenția de la Budapesta. Iată un alt moment care putem să-l explicăm prin ceea ce există în interiorul Sfintei Biserici Sfântul Ioan din Caransebeș. În strana din stânga, deasupra stranei din stânga, se găsește această pisanie. Foarte restaurată și foarte interesant că această pisanie scoate în evidență faptul că în anul 1788 această zugrăveala acestei biserici a fost total stricată. Și aici intră în rol familia Lungu, care reface toată pictura din altar. Doamna Lungu mi-a arătat, printre altele, faptul că toate picturile din altar au fost scrijelite de către turci. Iată, avem aici o icoană scrijelită. Aici avem de-a face cu doamna care restaurează icoana respectivă și iată-o aici este restaurată. Mai avem de-a face iarăși cu câteva icoane jum. Aici jos sunt martelate, iar sus parte din ele, iar aici toate sunt repictate de către această doamnă Lungu. Aici, la fel, alte icoane din altar, toate scrijelite de către Dalta răutăcioasă a turcilor. Iată, ne oprim la o altă personalitate înmormântată în cimitirul din Caransebeș și care a fost devotat pur și simplu în totalitate păstrării limbii române, păstrării purității limbii române, păstrării ființei naționale, păstrării credinței creștin-ortodoxe. Este vorba de George Băiașu. George Băiașu, la îndemnul lui Ioan Tomiciu, a ridicat această cruce din piață. Iată, aici este crucea din piață. Și ce interesant este faptul că el, în calitate de antiste primar, respectiv primarul orașului Caransebeș, ordonă învățătorului sârbu să fie înlocuite toate cuvintele sârbești, Doamne miluiește-ne, cu Doamne îndură-te spre noi. Avem de-a face în 1863, învățătorul sârbu avea un cor din școlar cu care cânta în biserică. Și iată aici este actul prin care este semnat de toată conducerea primăriei, prin care îl roagă pe învățătorul sârbu să elimine toate cuvintele sârbești din corurile pe care le interpreta cu copiii.
Ceea ce este foarte interesant, faptul că acest om a fost imediat de către autoritățile bisericești sârbești, au fost raportate până la împărat. Sigur, împăratul cere să se clarifice, iar în documentele respective, George Băiașu spune atât de frumos despre Biserica Maicii noastre, biserica în care ne-am născut, Sfânta noastră biserică, avea cuvinte deosebite față de biserica respectivă. Așa se face că, iată, aici avem nerestaurat, va fi în curs de restaurare, tabloul Sfântului Ioan, care a fost donat de către George Băiașu și așezat, cum te uiți la biserică, la altar, în partea dreaptă. Acest tablou, după ce va fi restaurat, își va găsi locul de cinste în Sfânta Biserică, pe un peretele din partea stângă. Iată ce oameni sunt înmormântați în cimitirul din Caransebeș, și pe acești oameni nu trebuie să uităm pentru nimic în lume, pentru că ei au fost oamenii de bază, au fost stâlpii care au ținut cu toată strășnicia ca limba română, nația română, să stea la locul de cinste, la locul pe care îl merită. Iată, mergem la un alt capitol deosebit de frumos, și anume activitatea Elenei de Iacobici. Elena de Iacobici, iată aici am făcut de domnul inginer Sârbu arborele genealogic al familiei Iacobici. Și aș scoate în evidență faptul că această Elena de Iacobici a fost căsătorită cu capitanul Ioan Popovici, a avut 3 copii, Elena, Emilian și Aurelian, și din păcate toți au decedat la o vârstă foarte tragedă. Iată, aici este crucea din cimitir, cum intră în cimitir în partea stângă, crucea Elenei de Iacobici. Iată, aici este mai îndeaproape și arată că această cruce a fost ridicată în anul Domnului 1927 de către Societatea Femeilor Române pentru regularea și înfrumusețarea cimitirului. Iată, aici este statutul societății în original, iar aici este monografia societății, care dacă o citești îți crește inima de bucurie să vezi cum această femeie, la vremea respectivă, a fost ocotită cel mai vânjos bărbat din Caransebeș. Ea a militat activ împotriva autorităților maghiare, în mod deosebit împotriva lui Burdea, care s-a opus categoric ca să primească pe generalul Seracin, pe maiorul Trica, în cadrul societății. Și despre această comunitate de avere și cum ea trebuia să fie picată pe mâna oamenilor răufăcători, iată aici ea zice un cuvânt franc. Și la sfârșit, această broșură poartă semnătura, zice, familia numărul 110 din Armeniș. Cu alte cuvinte, la 110, la casa cu numărul 110, a stat familia de Iacobici. Iată, aici este tot pe cruce, pe verso, apar numele celor 3 copii care, așa cum arătam înainte, au fost decedați din fragedă de copilărie. Iată, aici este crucea tatălui lui Elenei de Iacobici, capitanul Mihail Cavaler de Iacobici, care a fost înnobilat și a fost numit cetățean de onoare al orașului Timișoara, datorită activității sale deosebite
în campania din 1848-49. Aici este fotografia generalului Seracin, care a fost vicepreședinte al societății. Aici este Ion Bartolomei, care a scris lucruri atât de frumoase despre această societate, iar aici este Elena de Iacobici, împreună cu corul mixt al societății corale din Caransebeș. Iată, sunt aici niște mărturii deosebit de frumoase legate de activitatea acestei societăți, care a pus în valoare, cimitirul din Caransebeș. Cu toate că am mai vorbit, mă opresc asupra unui personaj deosebit de important, care a militat activ ca acest cimitir să fie organizat. Cum era, este vorba de Maiorul George Trica, original din Cârpa. Nu mă voi întinde prea mult asupra acestui om, pentru că profesoara doctor în literatură Maria Gherguță va face o lucrare mult mai amplă în ceea ce privește viața și activitatea maiorului George Trica. Iată aici un lucru deosebit și pentru prima dată îl prezentăm în Caransebeș. Iată, este planul cimitirului greco-oriental de la Biserica Sfântul Ioan, întocmit de George Trica, în 1916. Este planul original făcut de acest maior George Trica. Aș mai scoate în evidență o treabă deosebită, tot legată de activitatea lui, și anume, iată aici avem o fotografie cu el și cu soția. Soția era de origine italiancă și era înnobilată în Italia. Iar aici este un document deosebit de frumos. Se naște o fiică a lui la Viena și o declară cetățeană a localității Cârpa. Deci, cu alte cuvinte, a ținut foarte mult la localitatea în care el s-a născut și a copilărit. Aș mai scoate în evidență, tot legat de Trica, un alt document care este tot atât de important ca și toate celelalte. Este o hartă a Transilvaniei în care George Trica a înlocuit toate cuvintele care erau scrise greșit, le-a înlocuit cu limba română. A numerotat locurile respective, iar pe margine cu roșu a însemnat numărul respectiv de pe hartă și l-a trecut în limba română. Iată, sunt niște documente care singure vorbesc despre activitatea neobosită a lui George Trica pentru păstrarea ființei naționale, pentru păstrarea limbii române, pentru învățarea corectă a limbii române. Și ca să rămânem mai departe în domeniul respectiv, iată aici sunt două documente în original în care George Trica dă sfaturi secția 5-a din Marele Stat Major, respectiv secția cartografică, cum să se scrie în limba română, cum să se vorbească în limba română. Iată aici un alt document, tot original, cu semnătura lui George Trica, aici jos, în ceea ce privește părerile sale, ortografia și scrierea corectă a limbii române. Iată ce oameni zac în cimitirul din Caransebeș
Și iată că noi, cei care urmăm această generație care numele lor a rămas, s-a dăltuit pe placa comemorativă, noi trebuie să le dăm viață, să nu îi uităm pentru nimic în lume, pentru că datorită lor limba și nația românească a prosperat. Datorită lor, la 1 decembrie, cea mai mare delegație din Caransebeș s-a dus la Alba Iulia și a spus clar, noi vrem să ne unim cu țara. Vă mulțumesc!